Astăzi a avut loc o ședință importantă a Consiliului Local din Drobeta Turnu-Severin. Au fost aleși viceprimarii care vor face parte din echipa primarului Marius Creciu, în persoana lui Cristi Mură din partea Partidului Social Democrat și a lui Daniel Cârjan din partea Partidului Național Liberal. Suntem în situația în care trebuie să alegem doi viceprimari de municipiu. Legea spune clar, se alege cu majoritate calificată, deci avem nevoie de votul la 12 consilieri pentru ca propunerea să fie validată pentru funcția de viceprimar. În decursul zilei de azi au fost aleși viceprimarii municipiului nostru. Propunerea PSD pentru funcția de viceprimar a fost Cristi Mură, o persoană ancorată în administrația publică locală și un om capabil să aducă plus valoare administrației locale și să continue alături de primarul municipiului Marius Creciu proiectele de dezvoltare ale orașului nostru începute acum 4 ani. Mă bucur pentru votul pe care l-am primit astăzi din partea consilierilor și colegilor mei și le mulțumesc pentru asta. Și pentru încrederea pe care o au în mine prin acest vot și asigur pe severineni că împreună cu domnul primar Marius Creciu o să ducem la bun sfârșit absolut toate promisiunile din campania electorală pe care dânsul și le-a asumat. Primarul orașului Drobeta Turnu-Severin a dovedit în ultimii ani implicare și devotament față de cetățeni și a venit cu proiecte concrete și importante pentru a dezvolta nivelul de trai al severinenilor. Edilul orașului nostru este sigur de faptul că va face echipă bună cu cei doi viceprimari, iar dezvoltarea municipiului nostru va continua într-un ritm alert. Sunt mulțumit în acest moment că am viceprimari. Eu sper că voi colabora la fel de bine cum am colaborat între anii 2016-2020 cu domnul Vice Cârjean, chiar dacă reprezintă PNL. Cristi Mură reprezintă Partidul Social Democrat și am o relație corectă și normală cu el. Să sperăm că împreună vom pune umărul la ceea ce înseamnă bunul mers al acestei instituții, care este Primăria Municipiului Drobeta Turnu-Severin, așa cum au hotărât oamenii, cum ne-au ales și cum ar trebui să facem noi. De asemenea, voința cetățenilor este reprezentată în cadrul conducerii primăriei Drobeta Turnu-Severin și de către liberalul Daniel Cârjan. Eu le mulțumesc consilierilor locali, indiferent de partidul politic care mi-au acordat votul și sunt convins că 4 ani de zile, cu siguranță, vom pune pe primul loc toți cei care vom fi implicați binele comunității. Suntem siguri că binomul Marius Creciu Cristi Mură va reuși să facă performanțe administrative care vor duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale severinenilor și la dezvoltarea nivelului de trai al acestora.